La 25 de ani pot să spun că, din punct de vedere al lumii, eram o persoană care aveam de toate. Aveam un post, trăiam în București, în capitală, eram foarte bine îmbrăcată, îmi permiteam, aveam un prieten care urma să mă căsătoresc. Aveam de toate, absolut de toate, familie care mă iubea, numai că în inima mea numai Dumnezeu și cu mine știam că sunt nefericită și că caut iertarea Lui. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Invitata noastră de astăzi, Cristina Tănase, a fost crescută în București, s-a născut în București, a crescut și a trăit în București, în ritmul înnebunitor al bucureștilor. A absolvit Academia de Științe Economice în București în 1999, dar căutarea ei sau primele legături cu Dumnezeu, cu Biblia, cu această noțiune de relație personală cu Dumnezeu, de naștere din nou, toate acestea au început cam prin 1996-1997. Avea o colegă la servici, baptistă, care se ruga pentru ea. Și este destul de interesant pentru un om crescut într-o familie cu un tată ateu și cu o mamă oarecum creștină să afle că un coleg sau o colegă de servici se roagă pentru ea. Cristina, când ai aflat că se ruga această colegă pentru tine, ce ai spus? Am aflat că se ruga pentru mine când deja m-am întors la Domnul. Dar a fost un lucru extraordinar. Deci chiar mama mea, care este împotriva acestei doamne care mi-a vestit Evanghelia, îi spunea mama de-a doua pentru mine. Și într-adevăr a fost o mamă spirituală, s-a rugat pentru mine și Dumnezeu i-a răspuns pentru că m-am întors la Domnul. Și m-am întors în același an în care și fata ei s-a întors. Eram colegi de birou eu și fata ei și probabil s-a rugat ca pentru fata ei. Ce însemna pentru tine, crescută în București și neavând nicio legătură cu aceste noțiuni oarecum ciudate de naștere din nou, trebuie să te naști din nou, să-ți schimbi mintea, să-ți schimbi modul de a gândi, scara de valori și apoi trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu, să te rogi în fiecare zi lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, să citești Biblia în fiecare zi, să meditezi. Ce au însemnat toate aceste lucruri înainte de a le cunoaște? Ai aflat vreodată că există și așa ceva? Nu. Deci toate lucrurile astea despre care ai spus, cred că au venit de-abia după un an, după ce m-am întors la Domnul, am conștientizat lucrurile astea. Dar până atunci mă confruntam cu două lucruri în viața mea. Era faptul că sunt păcătoasă și că niciodată nu o să pot să fac ceva ca să-mi iert păcatele, să mi se ierte păcatele și că Dumnezeu nu mă poate iubi. Deci, da, pot să-i cer lucruri, pot să mi le dea ca un Dumnezeu mare ce este, dar nu vedeam dragostea Lui. Și într-o bună zi, una din colegele mele de facultate, care era implicată la vremea aia cu Alege Viața, mi-a spus că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Și un al doilea lucru, că El poate să-mi ia păcatele, că poate să mi le ierte. Și pentru mine astea două lucruri au fost hotărătoare ca eu să-L chem în viața mea. Bun, dar de ce te stresau păcatele și care erau păcatele pe care le aveai și de ce te apăsa gândul acesta din moment ce Dumnezeu era probabil o noțiune sau ce reprezenta Dumnezeu pentru tine? În primul rând că mă simțeam păcătoasă pentru că aveam păcate, mințeam, făceam o grămadă de lucruri care, potrivit Bibliei, sunt păcate. Da, dar ca să știu că sunt alb sau negru sau galben, am nevoie de oglindă în care să mă privesc. Ca să-mi dau seama care erau lucrurile care, sau care era sistemul de referință la care te raportai ca să spui da, sunt păcătoasă, pentru că sunt atâția oameni acum care fac păcate îngrozitoare și nu au niciun fel de mustrări de conștiință. În clasa 7 am primit o Biblie, Cornilescu, de la bunica mea. Pe vremea aia nu știam că este o Biblie diferită de Biblia ortodoxă. Am primit-o de la bunica mea care era ortodoxă și pentru mine era o Biblie. Este diferită în sensul de traducere. Traducerea da. Cornilescu este mai actuală, este din anul 1923, față de traducerea folosită cu pregădere în Biserica Ortodoxă, care este mai veche. Și am început să citesc. La început, mi-aduc aminte că am luat-o într-o tabără și glumeam cu cei din tabără, cu băieții, despre începutul ei de la Geneza. Și încetul cu încetul am tot răsfoit-o, am citit-o și cred că asta nu mi-a dat pace. Cred că cuvântul Dumnezeu
dă rod oriunde este spus, indiferent de ceea ce credem noi sau alții. Și a lăsat urme în viața mea cuvântul lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul a început să mă simt păcătoasă și să văd că nu sunt conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că asta a fost lucru cel mai important pentru ca eu să mă schimb, să văd că nu mă pot schimba și că sunt păcătoasă și am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ce zici, a fost pentru tine un ghinion să pui mâna pe acea Biblie pe care ți-a dăruit-o bunica, ca un fel de oglindă în care să-ți dai seama că ai probleme, că ai păcate și că ai nevoie de iertare? A fost un ghinion sau a fost un lucru benefic? Ca și cuvântul noroc, ghinion nu există. Pentru mine nu există. Deci în vocabular nu prea le am. Nu există decât blestem sau binecuvântare. Pentru mine a fost o binecuvântare să primesc Biblia respectivă și pur și simplu a fost o minune că ea a ajuns la mine și chiar mă amintesc că pe ea într-un colț spunea că era un abțipil pus în engleză și scria sunt un mic prieten al lui Isus și my name is și era trecut Cristina, dar era trecut cu creionul și cineva a scris pe el Cristina, Biblia a fost dăruită cuiva și a ajuns la bunica și bunica mie, deci Dumnezeu a știut de la început că este pentru mine și este Biblia care o port și acum cu mine, deci e Biblia de care aminteam. Da, a fost o binecuvântare. Ghinionul. N-ai simțit că trebuie să te rupi de la bucuriile tinereții, de la plăcerile pe care ți le oferea această lume din cauza că Biblia pe care o aveai, pe care o primisești de la bunica și pe care scria într-un colț Cristina, poate nu era numele tău, poate a fost a altcuiva care se numea tot Cristina, faptul că aveai această Biblie și ai început deja să cunoști adevărul, te obligă să te rupi de la o grămadă de lucruri pe care colegii tăi sau prietenii tăi și le permiteau? N-ați zice că te obligă. Deci, când mă gândesc la obliga, e ceva forțat. Pe când faci ceva benevol sau din dragoste, nu mai contează nimic altceva. Și pentru mine așa a fost. În momentul în care eu am văzut că Dumnezeu poate să-mi schimbe viața, deci la 25 de ani pot să spun că din punct de vedere al lumii eram o persoană care aveam de toate. Aveam un post, eram student la Seral și deci aveam promisiunea unui post după terminarea facultății, trăiam în București, în capitală, eram foarte bine îmbrăcată, îmi permiteam, aveam un prieten care urma să mă căsătoresc. Aveam de toate, absolut de toate, familie care mă iubea, numai că în inima mea numai Dumnezeu și cu mine știam că sunt nefericită și că caut iertarea Lui și eu zic că după ce m-am întors la Dumnezeu a fost un câștig enorm. Deci a fost un câștig pentru că eu trăisem toate lucrurile care ceilalți tineri și le doresc în ziua de azi, dar nu mi-a dus satisfacție și împlinire și am zis de ce să nu cer și ultima variantă, cea pe care mi-o oferă Dumnezeu și ca atare, în ziua de azi sunt mai fericită decât atunci când încercam celelalte lucruri.
Dar ce anume te făcea să simți că nu ești fericită? Ai spus să aveai de toate, dar nu erai fericită, nu erai împlinită. De ce anume nu erai împlinită, nu erai fericită? Sau majoritatea tinerilor care încearcă bucurile acestei lumi trăiesc aceeași angoasă, aceeași frustrare de neîmplinire chiar în mijlocul unor lucruri pe care și le doresc? Este un verset în Biblie care spune că nelegiuirile noastre pun despărțire între noi și Dumnezeul nostru și orice păcat eu cred că lasă un gol în noi. Golul ăsta trebuie umplut la un moment dat cu ceva sau întotdeauna când există, mâzgălim un caiet, rămâne ceva urât acolo, nu? Foaia aia nu o să mai fie niciodată albă după ce ai mâzgălit-o. Numai Dumnezeu poate să schimbe foaia vieții noastre, să o poată face albă. Golul pe care îl lasă păcatul este, poate fi rezolvat ori cu pedeapsă, ori cu iertare. Dar pedeapsa a luat-o Hristos. Când ți-ai dat seama că Domnul Iisus Hristos a purtat pedeapsa pentru păcatele tale și că poți să ai liniște în suflet, poți să ai odihnă, poți să ai pace a minții și a sufletului. Pe 30 mai 1997, era a doua zi după ziua mea de naștere, am mers la prietena mea, colegă de facultate și știu că îi spuneam atunci că de Paște am fost la biserică și am spus preotului că, uite, mă simt nefericită, tocmai mă despărțisem de prietenul meu pentru că vrea să ne căsătorim, dar eu credeam că asta nu mă poate face fericită. Spuneam mai multe lucruri. Descărcam sufletul în fața ei și ea la un moment dat mi-a zis, Cristina, eu înțeleg ce vrei și înțeleg care e căutarea ta. N-ar fi bine să te gândești că Dumnezeu te iubește? Te iubește așa cum ești și că El vrea să-ți schimbe viața. A fost doar atât mi-a spus. M-am dus acasă și știu că am găsit o broșură, broșura Cele Patrule Spirituale de la Alege Viața și acolo e descris foarte clar cum că Dumnezeu te iubește, că omul e păcătos, că Iisus Hristos este soluția și că noi trebuie să facem ceva, știind toate lucrurile astea. Și atunci am hotărât că vreau să îl primesc pe Iisus Hristos în viața mea și să-mi schimb viața. Și, de fapt, asta a fost schimbarea totală care s-a produs în viața mea, în momentul în care eu l-am invitat pe Hristos în viața mea. Deci oarecum n-am putea spune că oamenii au avut un rol important în faptul că l-ai găsit pe Dumnezeu, ci într-un fel Biblia pe care ai primit-o, apoi această broșură. Deci singură, în mod individual, ai ajuns la concluzia citind, ai ajuns la concluzia că ai nevoie de Hristos. Singură nu, aș spune. Au avut un impact bunica mea care mi-a dăruit Biblia, colega de facultate care mi-a dat o broșură și mi-a spus, colega de serviciu care s-a rugat pentru mine, Dumnezeu însuși, care a făcut ca Biblia să ajungă la mine, prin Duhul Sfânt m-a cercetat, prin Domnul Iisus mi-a dat. Deci au fost o mulțime de persoane în jurul meu care m-au ajutat să găsesc fericirea. Să ajungi la decizia finală. Bunica ta a fost o femeie trăitoare a credinței, în sensul unei credințe biblice, în sensul nașterii din nou și a unei relații personale cu Dumnezeu, sau a avut doar câteva noțiuni prinse de aici de acolo? Eu cred că e o persoană care trăiește și ultimul lucru care m-a făcut să cred asta a fost când l-am întâlnit pe soțul meu și am zis că am un prieten și că o să mă căsătoresc. Primul lucru care l-a întrebat a zis să-L iubește pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, și asta m-a făcut să cred că niciun om nu m-a întrebat asta până la ea și a fost destul de tare lucrul ăsta, cum mă întreabă bunica mea lucrul ăsta, și când i-am zis da, a zis, ei, atunci o să fii fericită, și asta înseamnă mult pentru un om. Deci dacă nu ești credincios și dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu întreb lucrul ăsta. Da, pentru că atunci când îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, atunci îți iubești și soția și ți-o tratezi așa cum Hristos a tratat biserica, așa cum spune Biblia. Între timp te-ai căsătorit cu Ionuț Tănase. La vechiul prieten ai renunțat. Cum a decurs prietenia ta cu Ionuț, căsătoria? Cum a fost luată hotărârea voastră înaintea lui Dumnezeu? Nu știu de unde să încep și unde să continui. Deci noi suntem amândoi lucrători cu Alege Viața de 4 ani. Atunci ne-am cunoscut. El a fost provocat să lucreze în Timișoara cu misiunea Alege Viața și un Iași. Și de atunci ne-am cunoscut la diferite conferințe, când mergeam împreună cu toți, încetul cu încetul. Cel puțin pentru mine a fost clar anul trecut, când am început să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea un soț și să-mi dea soțul care mi se potrivește mie și pentru care eu să fiu jumătatea potrivită. Dar a fost o surpriză mare, pentru că eu i-am cerut Domnului să mă surprindă și n-am crezut niciodată că Ionuț, care era lângă mine, îi place de mine. Și
V-ați căsătorit. Spune-mi, te rog frumos, de ce te-ai hotărât să lucrezi cu misiunea Alege Viața? Așa cum au spus și alți invitații ai emisiunii Vieți Transformate, cei de la Alege Viața se implică în campusuri universitare, lucrează cu studenții în universități. De ce te-ai hotărât să lași serviciul? Probabil că aveai un serviciu călduț în București undeva și ai hotărât să o iei așa, pe coclauri. Hai să cauți studenți dezamăgiți de viață cărora să le vorbești despre Hristos. Sau nu neapărat dezamăgiți, chiar și studenții aflați în culmea succesului au exact aceeași nevoie de Hristos ca și cei aflați în depresie. Nu există oameni fericiți când au succes în afaceri sau în orice alt lucru și asta este clar. Deci pe oricine întreba o să-ți spună, dacă e sincer. De ce am ales să lucrez cu Alege Viața? În primul rând că ei au fost cei care m-au ajutat să cresc în maturitate spirituală și prin ei am văzut nevoia care există în România și în lume de Hristos, nevoia oamenilor de a se împăca cu Dumnezeu. Și pentru că viața mea s-a schimbat așa de mult și am văzut cât de fericit am devenit după ce l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, am spus că asta este ceea ce trebuie să fac. Și încă un alt lucru care m-a motivat să fac asta a fost cadoul lui Dumnezeu. Eu am zis că m-am întors la Dumnezeu de ziua mea, dar anul următor, chiar de ziua mea, tatăl meu a murit și el s-a întors la Domnul chiar în săptămâna respectivă, înainte să moară. Și el a văzut viața mea schimbată, nu a avut contact cu alți oameni până atunci și el m-a știut cum eram înainte ca tată și m-a văzut după ce m-am întors la Hristos. Și schimbările din viața mea l-au făcut și pe el să ia hotărârea să îl primească pe Iisus Hristos. Și eu sunt sigur acum că el a plecat la... în Împărăția lui Dumnezeu. Și asta m-a motivat să merg și să spun studenților despre Hristos. Pentru că în ziua de azi majoritatea vor să caute fericire în bani, în succes material sau de, nu știu, dar nu există fericire decât în Dumnezeu. Ai mai introdus câteva aspecte din viața ta aici, și anume relația tată-fică. Ce anume cunoștea tatăl tău? Aspecte din viața ta care s-au schimbat și care au fost atât de diferite față de viața de acum, încât pe dumnealui l-au determinat să treacă de aceeași parte, să-l accepte și el pe Hristos ca mântuitor. Care au fost acele lucruri din viața ta? Eram o persoană care manipula oamenii și mințeam foarte mult și eram și o persoană foarte încăpățânată. Eu nu știa înainte de a vă căsători aspectul cu manipularea. Nu, asta a fost înainte să devin creștină. Și cred că tatăl meu a văzut schimbările care le-a provocat Dumnezeu în mine prin întoarcerea mea la Dumnezeu. Deci, în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, am devenit foarte radicală cu minciuna și cu alte lucruri. Chiar că ajunsesem să mă cert cu... Mi-amintesc că șeful meu m-a pus odată să mint că nu este în birou și el era. Și i-am dat telefonul și am zis, este aici, de față cu toți ceilalți colegii mei. Și am crezut că o să se supere rău de tot pe mine, dar... Și tatăl meu a văzut asta și cu manipularea n-am mai îndrăznit să fac lucrurile astea, mi-era frică de Dumnezeu și nici nu mai puteam. Simțeam așa o povară dacă făceam lucrurile astea, încă nu mai puteam să le fac. Și bănuiesc că asta l-a determinat. Un alt aspect a fost al schimbării mele, că am început să-i spun te iubesc tatălui meu și eu cred că era bucuros. Și Dumnezeu e bucuros când îi spune te iubesc și orice tată e bucuros ca copilului să-i spune te iubesc. Și cred că asta l-a făcut pe el să pur și simplu să clacheze înaintea dragostei lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce spuneam eu de fapt era de la Dumnezeu. Și orice copil este bucuros să-l audă pe tatălui sau pe mamălui spunându-i te iubesc și sunt așa mulți copii care tânjesc după aceste cuvinte spuse din partea părinților. Spune-ne câteva lucruri despre părinții tăi, cum ai fost crescută, cum ai fost educată, dacă mai ai frați, surori, mediul în care te-ai dezvoltat. Păi, suntem două fete la părinți, sora mea e mică, cu 2 ani, e căsătorită și ea, așteptă un copil acum. Mama și tata au fost niște muncitori simpli, deci nu au avut o educație prea... Amândoi vin dintr-un mediu de la țară. Oameni muncitori, simpli, ce pot să spun, dar știu că tatăl meu avea o vorbă, îi plăcea să fie un om moral, deci spunea întotdeauna că mai bine mănânc o pâine și cinstită și doar cu capul liniștit pe pernă, fără să știu că a doua zi vine să mă ridice, să mă bage la pușcărie. Este mediul în care am crescut. Ne-au iubit foarte mult, ne-au răsfățat ca fiice, atât cât au putut și și-au arătat dragostea, deci ne-au spus că ne iubesc și
ne-au și arătat-o prin ceea ce au făcut. Cum au reacționat ceilalți din jurul tău atunci când le-ai comunicat hotărârea ta de a te întoarce la Dumnezeu, de a trăi altfel, de a spune minciunii minciună, de a spune adevărul adevăr, de a spune manipulării și multor altor lucruri pe nume, începând cu sora ta? La sora mea a fost așa o schimbare foarte mare, deci ea a fost destul de indiferentă la schimbările care s-au produs în mine, dar mama a fost împotriva mea foarte puternic și știu că a ajuns să se certe chiar cu tatăl meu pentru că îmi dădea voie să merg la biserică și nici acum nu este de acord cu ceea ce fac, deci ea consideră că este un lucru rău, deși vede că m-am schimbat, deși vede că sunt fericită, ea este împotrivă și prima oară când a intrat într-o biserică creștină a fost la nunta mea și a plâns atunci că a zis că nu mai există schimbare pentru mine, deci să-mi revin la... Dar eu cred că Dumnezeu are putere și asupra ei și eu cred că într-o bună zi și ea va înțelege că trebuie să facă pasul acesta. În finalul interviului nostru, cu ce ai vrea să rămână ascultătorii din tot ce am discutat până acum? Păi, lucrul cel mai important ar fi că Dumnezeu îi iubește și vrea să devină tatăl lor adoptiv și că nu se poate asta forțat, deci Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dacă ei vor să aleagă, să meargă cu Dumnezeu, atunci trebuie să aleagă. Deci este voința lor în joc și Dumnezeu niciodată nu o să-i forțeze. Deci decizia este a lor și le aparține. Și o ultimă precizare, fiind amândoi implicați în această lucrare deosebită care este Alege Viața, de a lucra la inima studenților, de a duce Evanghelia în rândul studenților. Dacă vor fi printre ascultătorii noștri oameni dorniți să se implice, să vă susțină în rugăciune sau să vă susțină cu orice alte mijloace, cum v-ar putea găsi, având în vedere că vă mutați, sunteți azi în Timișoara, mâine în Iași, apoi în București și nu știți exact unde veți fi poi mâine? Cred că ar putea să trimită la adresa Alege Viața din București, strada Dâmboviței, numărul 9-11, sector 6 București, pentru familia Tănase, Ionuț și Cristina. Ionuț și Cristina Tănase, vă mulțumim. Ionuț, soțul tău, de asemenea, a fost invitatul emisiunii noastre cu câtva timp în urmă. Vă mulțumim pentru interviu. Cristina, îți mulțumim pentru interviul acordat și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în ceea ce faceți și așteptăm mulți alți invitați în cadrul emisiunii Vieți Transformate, oameni în viața cărora voi să fi avut deja un rol important, cărora să le fi dus Evanghelia. Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.